Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu, Adrian Cătălin. Astăzi vom face o plimbare pe gârlă, să vedem și noi ce mai e pe aici. Facem așa o explorare. M-am plictisit să stau în casă și am zis, bă, ia să vă duc și eu să mă plimb frumos. Am intrat și în nou an 2023. Ce-o pocnit ăștia pe aici, ia uitați. Din astea care se învârt după Revelion și după sărbători. Cam așa. Uite ce arsi înăuntru. Dar e capsulat bine asta. Chiar vreau să văd și eu ce conține un tub din asta. Praf de pușcă are și nu o să vă țin mult, o să mă duc până în capăt încolo să mai mă plimb, să vedem ce au mai făcut ăștia pe aici. Noutăți, ceva, mai mă plimb și eu. O să fac vloguri și de prin oraș, dar v-ați plictisit toată ziua de prin oraș, de prin oraș. Mai mergem în sălbăticii, așa, să mai vedem și noi ce mai e prin sălbăticii, pardon, scuzați-mă. Aici au făcut un grătar ceva la canalul, la tunelul misterios. Au pocnit ăștia pe aici, ia să mă duc, am bocancii. Bă, sper să n-alunecă ăștia de la cer, să alunecă de nici nu știi. Ia, hop. Vedem ce mai e pe aici. Am bocancii. Ăștia au pocnit pe aici, prin tunel. Dar oare cum pocnești în tunel, oare? Da, la anul o să fac experiment să pocnesc aici. Da. Ia să vedem, bă. O lăsa și chibrit aici. Ia să vedem, mai e bun chibritul? Ia să vedem dacă nu-i ud. Bii, nu mai funcționează. Am și o mintea copiilor. Ha, uite, bă, cum funcționează. S-o stâns. De aia. O luăm de aici. O lăsăm pentru experiment. O să facă și Pavel. Dar stai că nu mai pot să mai... O, pocnit ăștia și pe aici, fraților, o pocnit. N-am mai fost de mult, chiar mi-era dor să... Asta o să-l lăs, îl pun la uscat și o lăs pentru experiment. Nu, să nu ziceți că îl iau acasă, că e 10 bani un chibrit sau cât o mai fi, 20 de bani. Dar ce-o aranjat ăștia pe aici, au pus pietrele astea, opa, hai să nu rup gâtul. Acum suntem așa la căutătorii de aur. De unde atâta? Mamă, dar ce s-o rup pe aici, amanurile astea? Ce curată e apa, dar-s musculiță pe aici, a? Mamă, mamă. Haideți că... Hai de fapt, ce haideți că... Am bocanci ăștia de la fostul meu loc de muncă, au și bombeu, dar sunt foarte alunecoși. Uite, pe aici e mișto să... Dar n-ai ce să prinzi cu magnetul pe aici. Să bagi magnetul, pac, 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 dar n-ai ce să prinzi, că e apa mică. Că... Nu... Nu e nica interesant pe aici. Comori, ceva, de-a lui Tutankhamon. Na, nic. Vreun pește, ceva pe aici, nu văd nic. O murit. De la atâtea pocnitori și bubuitori. Haideți că eu o să o iau pe sus, nu mai iau prin mocirla asta. Pe aici sunt mulți câini, dar nu mi-e frică de căței. Ia să opresc cu alea, că să mă uit pe aici, să dăm o pocniș pe aici ăștia. Ia uitați un individ acolo cum stă. Cu minte și se uită la mine să vadă, nu cumva îi fac ceva. Da, nu mi-e frică de câini, chiar nu mi-e frică. Bă, mă uitam și eu pe aici, vreau să caut zone de magnet fishing, de asta am venit. Mai încercăm și noi la vară, cum putem, cu bicicleta, cu un magnet fishing, dar pe aici nu cred că se găsește nimic pe aici. N-am încercat, am mai încercat eu odată, dar... Erau burieni mult, erau... Chiar am să vin, uite, zilele astea, dacă mai e frumos și cald afară, chiar am să vin să fac un magnet fishing pe aici.
Să mă duc până mai încolo, mă întorc înapoi, mai treacă timpul ăsta, că fraților, stai în casă la televizor, mai, eu mai fac o mișcare, între timp mai fac și un vlog, vă mai povestesc, vă mai arăt. Pe aici se adună mulți pescari, pe aici se adună mulți pescari și pescuiesc pe aici, dar aia mie nu prea îmi place, cu peștile, cu hute, asta a fost ceva de, pun mâna pe toate prostii, 5, uite, de pește, vedeți, 5 piese pe CS. Am mai găsit odată, am din astea de cârligi de pești, am. Da. Am mai găsit odată, noi nouții erau. Doar unul a fost folosit din pachet, cu tot cu strună din aia. Da, eu nu folosesc, nu. Haideți că mai revin mai încolo, când ajung mai pincolo cu filmarea. Da, n-are rost să vă arăt pe aici jungla asta. Ai frumos în natură. Aici merge de făcut un grătar. O să vin eu la vară cu un prietenaș de-a meu să fac un grătar aici. Nu ne vede nici bunica prin a venit o doamnă, le dă mâncare la căței. Lasă-i bă, să-i hrănească și pe ei, că și ei sunt niște suflete amărite. Mai sunt și câini din ăștia nebuni, care îți vine câteodată să-i bați, nu alta. Că mușcă pe furis sau... Uite și aici ar merge un magnet fishing. Da? Nu știu dacă găsești ceva pe aici. Asta e treaba, asta e chestia. Da, haideți că revin de mai încolo. Da, fraților, cam gata, au fost plimbarea. O da soarele, e frumos, ia uitați, e frumos afară, am ieșit la o plimbare și acum mă îndrept și eu spre mașină, spre home. Am făcut o plimbare pe aici, m-am uitat și eu să caut zonele astea de magnet fishing, de... O să vedem, dacă o să mai fie vreme frumoasă. Am și o veste bună pentru voi și pentru mine, s-ar putea să... Să vină un om la noi la muncă și să fim și noi la 2 zile liber, dar după 7 ianuarie încolo, după 7 ianuarie. După 7 ianuarie o să aduc om, sperăm, așa am auzit niște zvonuri. O să vedem ce o mai fi. Mă duc și eu acasă, că am o fomică. Da. Ce să fac? Am ieșit și eu la o mișcare, la o plimbare. Dacă știam, ieșeam cu bicicleta, dar am văzut un nou rat cu anunțat ăștia ploaie, da? Nu a mai plouat. Într-un fel e bine că nu a plouat. Eu v-am pupat. Vă mulțumesc celor 3620 sau 640 de abonați. Vă mulțumesc din suflet. Dați acolo butonul de subscribe în forță. Vor urma vloguri interesante, poate anul ăsta, dacă e mai bun anul și ne ajută Dumnezeu, poate mai fac mici excursii, nu știu pe unde, ci va vrea cel de sus, nu știu eu planurile dinainte, dacă aș ști planurile dinainte, v-aș spune. Și sperăm să intru și eu la 2 zile liber, ca să pot să fac și eu un vlog, să testez și eu casca aia care mi-a dat-o Pavel, să pun camera Hero 10-le sau Hero 7-le. Mai nou, acum am cumpărat baterii, două baterii am și pentru Hero 3. O să-l mai folosesc și pe ăla, vreau să-l bag în apă, în chestii din astea. Da. Cu voi a fost preferatul vostru, Adrian Cătălin ZKT. Nu uitați să dați like, subscribe și să dați un comentariu, să văd și eu ce părere aveți despre mine și să scrieți acolo în comentarii, băi, ce vreți voi. Hai, v-am pupat, pa, pa!